Să-l rog pe domnul Micu, diplomat de carieră, să ne exprime câteva gânduri legate de acest domeniu, un domeniu în care a acționat cumva și ca practician, în sprijinul dezvoltării intereselor și investițiilor românești în străinătate și altor investiții la noi. Așa că, domnule Gabriel Micu, vă rog să vorbiți. Vă mulțumesc foarte mult pentru... Sper că mă aud. În primul rând vreau să mă asigur tehnic că lucrurile stau bine. Da, se aude foarte bine. Mulțumesc foarte mult în primul rând pentru invitație și onoarea de a mă plasa cumva într-un segment pe care nu l-aveam inițial în gând. Mulțumirile, să știți că nu sunt formale, ci realmente sunt pentru că îmi pot expune una dintre temele care și la acest moment constituie dilemă în cadrul organizațiilor internaționale și în cadrul mai larg, în spectru mai larg al comunității internaționale în general. Și anume, vorbim de investiții străine. Foarte bine, toți suntem interesați. Eu sunt absolut convins că paneliștii dumneavoastră care au luat cuvântul, care urmează să ia cuvântul, au adus contribuții valoroase în această materie. Ceea ce vreau eu însă să subliniez este că investiția umană, resursa umană, este, după părerea mea, cea mai importantă. Că este ea străină, că este românească, sigur aici rămâne de discutat și de negociat între marile companii. Însă, orice investitor în momentul în care vine și aș vrea să mă refer strict la partea de transnațională, evident că are interesele sale, altfel nu vine. Nu? Este evident că are interesele sale. Pe de altă parte, intrând cu investițiile sale în zona unui stat național, acesta la rândul său are interesele sale. Deci, în principiu, un acord guvernamental cu o transnațională ar trebui să se manifeste în formula win-win. Presupunând că acest lucru se produce, avem însă o problemă care ține de resursa umană, care evident că investitorul străin în momentul în care își alege o țară, mai ales în zilele noastre, caută un loc în care resursa umană să fie cât mai calificată posibil și să corespundă evident template-ului, fișei postului investitorului. De aceea, în ceea ce privește resursa umană din țara noastră, mai ales, de exemplu, în zona IT-ului, nu ducem lipsă și chiar este de o înaltă calificare. Problema care apare este însă alta. Până unde se poate merge cu, eu n-aș spune sub nicio formă, exploatarea muncii din resursa umană? Aș merge pe ideea până unde se poate merge din partea celui care acceptă să lucreze pentru o transnațională să-și forțeze limitele fizice. Știm foarte bine și nu întâmplător am deschis acest subiect, știm foarte bine că au existat cazuri concrete, ba chiar din păcate unul care s-a soldat cu decesul unei persoane din cauza efortului îndelungat la locul de muncă. Am ajuns, să zic, la elementul care a generat această intervenție a mea, și anume demnitatea umană. Demnitatea umană care, în general, se cuantifică în aceste drepturi pe care le au oamenii, drepturi pe care trebuie să le respecte în conformitate cu normele internaționale absolut toate statele lumii. Asta nu înseamnă că trebuie să le respecte și transnaționalele. Asta nu înseamnă că și o companie transnațională are obligativitatea ca în formula sa de funcționare, egal că e vorba despre sediu central, situat, de exemplu, într-o țară, vorbea doamna mai devreme, în Grecia,
Da? Are o filială și lucrează și în alte țări, cum este și România. Repet, exemplele sunt pur întâmplătoare și aș vrea să nu fiu catalogat ca părtinitor sau... Nu. Pur și simplu. Sunt niște exemple ca oricare altă. Compania are propriile reguli, care spun 1, 2, 3, 4 și ți le prezintă pe contract. Tu, ca simplu cetățean, bun, ca, aparținând cumva segmentului de calificare necesar pentru resursa umană a companiei, te duci, dai un examen, un interviu, egal sunt formele de acces în transnaționala respectivă și ești acceptat. În momentul acela ți se pune un contract în față. Un contract care, în conformitate cu regulile companiei, este foarte legal. În contractul ăla nu se specifică nimic, nici de numărul de ore de muncă, nici de, repet încă o dată, este un exemplu, nici de modul în care, stând peste cele 8 ore care le cunoaștem cel puțin, s-a luptat în comunitatea internațională secole de rând pentru a se obține aceste drepturi. Da? Peste alea 8 ore nu se specifică, îți dă salariu în plus, nu-ți dă bani în plus, îți dă zile libere, nu-ți dă zile libere și așa mai departe. Am dat doar câteva exemple care sunt la îndemână și pot fi extrem de ușor înțelese, cu atât mai mult de paneliștii dumneavoastră care sunt și specialiști în aceste domenii. Întrebarea pe care și-au pus-o foarte mult și, bineînțeles, și nemulțumirile pe care le generează o astfel de abordare sunt, vorba rabinului, half-half, adică și compania transnațională are dreptate, dar și statul național are dreptate, pentru că la momentul la care clachează din punct de vedere fizic o persoană care muncește mult peste regulile sociale de 8 ore, da? Ea nu se duce la compania transnațională să o trateze. Ea vine la statul național. Exact. În cazurile cele mai fericite sunt companii care asigură, și bravo lor, asigură fondurile necesare unei asigurări sociale, dar multe dintre ele, precum știm foarte bine, nu procedează așa. Deci cetățeanul respectiv care are o problemă, tot sau îi se încalcă drepturile, un alt drept al omului. Deci tot demnitatea umană, dar în altă formulă de drepturi ale omului sau libertăți fundamentale. Și în acest context, tot la statul român vine, la Curtea Română, la Curtea de Justiție din România, să-și apere acest drept. Și atunci, pe bună dreptate, compania spune, dom'le, a semnat contractul, asta este și a asumat-o. Iar omul spune, dom'le, dar drepturile mele de cetățean, drepturile mele de cetățean român, evident, nu cetățean european, asta e o utopie despre care nu vreau să dezvolt acum foarte mult. Mă refer din punct de vedere juridic utopie. Și spune, dom'le, eu sunt cetățean român și vreau în acest context să îmi recapă dreptul care mi-a fost încălcat. Cum se procedează în cazul acesta? Aici, să știți că această dilemă n-a fost rezolvată în mod tranșant și clar nici până în ziua de astăzi. Știm foarte bine că în cadrul organismelor de specialitate ale Organizației Națiunilor Unite au fost dezbateri foarte aprinse asupra acestei teme. Din aceste dezbateri, fără a intra în amănunte, timpul nu ne permite. Și probabil nici subiectul meu nu este foarte apropiat de specificul profesioniștilor din investiții, sau poate foarte comod, nu știu. Vreau să fiu foarte scurt, dar și clar în același timp. Au existat mai multe, repet, puncte de vedere, din care s-au distins într-un final două, diametral opuse. Unul prin care statele care negociau o formă de reglementare care să rezolve această problemă, propuneau o rezoluție a Organizației Națiunilor Unite care să, dacă nu impună, cel puțin să
traseze niște reguli de stabilire a respectării drepturilor omului în cadrul organizațiilor transnaționale respective. Și în acest context, din păcate, multe state membre și-au exprimat rezerve pentru că au considerat că exercitarea drepturilor omului și pe bună dreptate este un apanaj al statului național, al autorităților naționale și este foarte dificil să accepte ca o organizație, fie ea și ONU, să dea indicații cum și în ce fel și în ce limite statul național să legifereze. Și ca atare, aceste state, și nu au fost puține la număr, și-au exprimat anumite rezerve față de o astfel de abordare, de propunere. Cea de-a doua școală de gândire a fost aceea în care lăsa la latitudinea statului național dreptul suveran, pe care, din punct de vedere al normelor imperative, îl și are, de a reglementa problematica drepturilor omului, inclusiv în ceea ce privește activitatea în cadrul instituțiilor transnaționale. Evident că această formă nu a convenit de data aceasta marilor companii transnaționale suficient de influente ca să poată să blocheze o astfel de inițiativă. În concluzie, ce ar putea fi făcut? Rămâne tot la latitudinea statului național. Rămâne tot la latitudinea autorităților naționale, care ar trebui să aibă mult mai multă grijă de cetățenii săi din acest punct de vedere și în cum anume. Soluția ar fi foarte simplă. Nici o organizație, nici o transnațională, nici o instituție care vine să investească în România cu fondurile lor, evident. Mi-e greu să cred că vin cu fonduri ca să le pierdă în România. Vin cu fonduri ca să câștige. De-aia vin. Și atunci mi-e greu să cred că o astfel de instituție ar putea să deschidă în mod legal pe teritoriul oricărui stat, nu doar România, o filială sau poate chiar să construiască, nu neapărat o filială, o fabrică, dar care să fie coordonată din exterior, fără acordul statului de reședință, fără acordul statului în care dorește să-și dezvolte afacerea. Acest gen de contract de data aceasta, pentru că nu vorbim de subiecte de drept internațional, deci agreement-ul dintre statul național, autoritățile statului național și conducerea companiei transnaționale respective, este mai degrabă un contract internațional, desigur, care respectă regulile dreptului internațional privat în materie. În acest context, statul are toată libertatea ca în acordul pe care îl dă instituției respective de a-și deschide o fabrică sau o filială în țara noastră, să impună, prin negociere, evident, să impună niște reguli fundamentale care să reprezinte punct de plecare în respectarea minimală a drept, dacă nu normală, măcar minimală, a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, mai exact a respectării demnității umane pentru resursa pe care aceștia o găsesc în România. Iată că până la urmă, statul național, în această formulă de globalizare binevenită în contextul tehnico-științific și cooperării internaționale, această formulă totuși de soluționare a unor posibile litigii între cetățenii statului respectiv și conducerea companiei transnaționale poate fi, sau nu că poate fi, poate fi rezolvată, dar nu poate cădea decât în sarcina autorităților naționale și asta de la bun început. Adică de la momentul la care instituția, compania transnațională care vine cu investiția în România, să știe de la bun început care sunt regulile jocului în materie de, cel puțin în materie de resursă umană. Eu aș vrea să mă opresc aici pentru că am încercat pe de o parte să fiu scurt, dar în egală măsură cât se poate de clar. În ceea ce privește tema pe care am ales să o prezint în fața invitațiilor dumneavoastră. Și sigur îmi cer mii de scuze că sunt într-o situație oarecum pe drumuri. Sunt în mașină, nu este politicos, nu este frumos, dar așa m-a prins, ca să spun așa, invitația distinsului nostru moderator, domnul profesor
Alexandrescu, față de care nu doar că am toată stima, dar chiar și simpatia, așa cum spunea foarte bine mai devreme, suntem nu doar colegi, chiar și prieteni, și apreciez în mod deosebit eleganța și echilibru pe care l-a manifestat față de tema pe care mi-am propus să o prezint în fața noastră. Domnule Alexandrescu, mulțumesc încă o dată și, dacă îmi permiteți, vă dau cuvântul.